Salutare și bine ați venit la al doilea episod de Gravity Podcast, aici la Gravity Hub în Piatra Neamț. Astăzi o să vă fac un îndemn. O să vă îndemn să dați subscribe canalului de YouTube, pentru că o să continuăm seria cu povești frumoase, cu oameni interesanți și eu zic că e păcat să ratați astfel de povești. Invitatul meu de astăzi are o descriere foarte interesantă și o să vă citesc câteva rânduri pentru că mi-am notat-o. Invitatul meu de astăzi a dat o lucrare porcilor, ca o replică dată celor care susțin că orice obiect adus într-o galerie se transformă automat într-o operă de artă. A pictat timp de 20 de ani frește monumentale în biserici. Apoi a schimbat altarele pe șevalete. Spune că ești cu adevărat liber atunci când nu aparții niciunui loc, când reușești să te detașezi de absolut orice. Invitatul meu de astăzi este un artist complet. Este vorba de Ciprian Istrate. Salut, Ciprian! Bine ai venit în Gravity Hub și în podcast. Te salut! Cred că mulți oameni, după această introducere, se întreabă cine este Ciprian Istrate, de unde a pornit Ciprian Istrate în demersul ăsta artistic, dar mai mult decât atât, cine este Ciprian Istrate ca om? De unde a plecat el ca om? Ei, aici e un cumul. Un cumul de trăiri, de experiențe de viață, de căutări, de descoperiri. Totul a început cu mult timp în urmă, când în căutările mele am început să lucrez biserici. Am lucrat în mai multe echipe, după care am început să-mi prind singur lucrările. Au fost trăirile de atunci, deci am lucrat cu simț de responsabilitate, de... hai să le spunem, tot căutări spirituale, de trăiri pe măsură. Dar m-am aruncat cu exact ca și cum te aruncați într-un bazin și încep să înnoți. Și descoperi că ești din ce în ce mai bun. Pe drum întâlnești. În funcție de vibrația ta, de cine ești tu, găsești oameni care te pot propulsa și mai mult înainte. Ca să desăvârșesc toată treaba asta legată de spiritualitatea ortodoxă, că aici am început și aici am continuat și tot aici am, să-i spunem, nu excelat, dar m-am desăvârșit pe mine. Am făcut și facultatea de teologie. Acolo am avut alte căutări, am început să am alte întrebări. Ce e cel mai frumos e cu lucrarea de licență. Vreau care... să aud asta neapărat. Da, în, cumva mi-am ales o temă destul de grea. Adam înainte de apariția Evei. O să te întreb puțin. Știu eu că fiecare artist, de obicei, tinde să aleagă drumul mai greu, mai complicat spre un lucru, nu cel mai simplu. De asta cred că ți-ai ales și tu tema mai grea pentru licență, nu? Da, adică căutam ceva special, ceva care să mă mulțumească pe mine. În tema asta pe care mi-am ales-o, Adam înainte de apariția Evei, nu găsești izvoare. Nu sunt, nu... Iar profesorul la care am apelat să mă susțină dogmatic în această teză, la început m-a refuzat. A spus, nu e o lucrare, ești la limita ereziei, poți să te duci imediat într-o parte sau în alta, să rămâi. Și zic, tocmai de aceea am apelat la dumneavoastră ca să mă ghidați, să mă... am început cercetarea. El mi-a spus că nu vei lua o notă mare. Clar. Nici nu știu dacă vei trece. Pentru că așa ceva trebuie deja să fii mai... E lucrare de doctorat și într-o lucrare de doctorat poți să adaugi maxim 15% partea ta de căutări și de eu în acea teză. Iar aici nu aveai nimic.
Nu aveam absolut nimic. Eram în căutări. Și atunci mi-am ales o temă. Tema asta am mers pe o filozofie a mea. L-am făcut pe Adam androgin. Asta se mai regăsește în unele scrie. Androgin pentru că arătam, n-avea rost ca Adam să aibă sexualitate dacă nu exista Eva. Și din cauza asta l-am făcut androgin și arătam echilibru dintre masculin și feminin, pe care fiecare din noi îl are. L-am mai pictat cu 4 fețe umane, ca și cum ar întoarce capul, așa, și fiecare față, fiecare portret reprezintă o rasă. Și inclusiv în această idee am căutat ca să explic că fiecare rasă are o religie dominantă și e monoteistă. Și de acolo arătam că în fiecare apare omul primordial. Și tot așa arătam, încercam să explic echilibrul dintre toate rasele umane, deci niciuna nu este superioară alteia și nicio religie nu este superioară altei religii. E vorba doar de înțelegere. N-am putut să susțin teza, mi-au refuzat-o. Am căutat după aceea, în al doilea an, să fac o paralelă între Socrate și Isus. De asta chiar spuneai tu că cumva fiecare caută partea cea mai grea. Fiecare aici, artist. Fiecare am văzut artist. Asta la fiecare artist. Artiștii, în general, nu se mulțumesc cu lucrurile simple, pentru că din lucrurile complicate, asta cred eu, sunt provocări. Câștigi experiențele și lecțiile pe care exact. Le extragi din fiecare provocare de acolo. Da. Mă rog, am pierdut și al doilea an licența, n-am putut să o susțin, pentru că și asta era o temă de cercetare. Da? Arătam acolo și cumva explicam, tabloul se poate vedea, există undeva aici sus, ambii au fost condamnați la moarte de către propriul popor, Socrate cu 300, aproape 400 de ani înaintea lui Hristos, ambii au vorbit liber oamenilor în piețe, niciunul dintre ei n-a refuzat moartea, pentru că ambii ar fi putut, dacă se dediceau cele afirmate de către ei și spuse în public, ar fi putut trăi. Cel mai interesant și ce am descoperit eu este că niciunul dintre ei n-a lăsat nimic scris. Adică asta m-a frapat, n-am descoperit-o, m-a frapat pe mine. Niciunul n-a lăsat nimic scris și îmi explicam că doar așa ei nu au lăsat repere fixe. Alții au creat după ce ei au trăit și după tot ce au vorbit, au lăsat aceste, au creat după unul filozofie, după unul o adevărată religie. Foarte interesantă povestea de la licența ta. Cumva se regăsește în povestea mea. Eu când am terminat facultatea de arte, cam același lucru l-am pățit și eu. M-am dus cu o idee. Eu vreau să construiesc, să duc un atelier al unui șaman modern. Modern, mult spus. Al unui șaman. Este un tip din Bacău care are o presă la rece. Sunt doar trei astfel de prese la rece în România. Una este nefuncțională, două sunt funcționale și atât. Una este la Bacău. Eu l-am găsit pe acest tip și am vrut să refac atelierul lui în sala de expuneri a Facultății de Arte din București. Și când am venit cu ideea asta, mi-au spus profesorii că nu se poate, pentru că este o inspirație. Inspirația mea a fost un fotograf român, Stelian Pavalache se numește, care merge și face fotografie de reportaj în toată lumea. Și mi-a spus că nu, trebuie să ai o referință internațională, pentru că românii nu sunt atât de, nu știu, interesanți pe cât am crede noi. Și n-am mai făcut acea instalație care va stimula toate simțurile, și văzul, și auzul, și gustul, pentru că luasem niște plante de acolo și le voiam să le fac ceai. Astfel încât intrai în cornerul respectiv unde era aproape
unul la unul cu atelierul lui, simțeai mirosul plantelor sau al uleiurilor care le face el acolo, pe care le face el acolo, simțeai, auzeai vocea lui cum povestea și cum troznea focul din șemină, exact cum a fost când am fost eu la el în atelier, și vedeai fotografiile și un filmuleț cu el. Și atunci primeai și o cană de ceai din plante culese de el, lăsate la uscat în atelierul lui, și pe care urma la un moment dat să le preseze. Și asta m-am lovit și eu de chestia asta, pentru că am ales eu calea asta. Și acolo atingeai toate simțurile. Da. Și auzul, și văzul, da. Și mirosul. Exact. Da. Mirosul, gustul, erau toate simțurile, era o experiență până la urmă. Da. Doar că era prea complicat. Și cumva, nu știu, uite, chestia asta am observat-o la foarte mulți artiști, că aleg lucrurile complicate în loc de lucruri simple. Am mai spus asta și... Lucrurile sunt simple. Da. Cu cât e mai simplu, cu atât poți să... Noi le complicăm. Mintea noastră le complică. Lucrurile în general sunt simple. Și cele simple sunt greu de găsit. Adică, exemplul cel mai bun e Brâncuș, care a început să elimine. Să degroșeze. Și a ajuns la o simplitate atât de frumoasă și de profundă. De aceea e și foarte cunoscut. Și e unul dintre... punctele cardinale ale sculpturii internaționale, universale. Voiam să te întreb, legat, rămâne la partea asta cu povestea de viață, pentru că o să trecem și la lucruri mult mai interesante ulterior, dar aș vrea să aflu de unde a plecat dorința asta pentru pictură. Adică, nu știu, ai avut vreo influență în familie? Nu, nu am avut pe nimeni. A fost pur și simplu o dorință de-a ta? Ai avut o inspirație? Ai avut un idol, mentor? Cumva, când făceam eu liceul sau așa, nu era liceu de artă la noi. Dar aveam eu cumva un talent pe care am început să mi-l șlefuiesc. Și într-o vară, mergând prin Târgu Neamț, am intrat într-o biserică în care se picta. Ei, în momentul acela am simțit că acolo mi-e loc. Și echipa de pictori m-a primit. N-am stat mult cu ei. Au avut partea lor de merit, pentru că m-au ghidat, am învățat ce-i fresca, tehnica, cum se așează, cum se sclivisește. Tot. Am un filmuleț pe Facebook și pe Instagram în care prezint aceasta. Într-un minut am prezentat tehnica frescă. O să-l punem și noi, filmul acela, o să-l punem în descrierea acestui clip, ca să cei care ne urmăresc să poată să-l descopere și să știe despre ce este vorba. După care am plecat la cei mai buni pictori din țară, frații Moroșanu, am lucrat și cu ei, după care am început să-mi prind singur aceste lucruri. Dar totul este determinare și dăruire. Pur și simplu ți-am spus, ca și cum te arunca într-o piscină fără să știi să înnoți. Și dintr-o dată încep să înnoți, pentru că cumva... pasiunea, dorința că să fii acolo, să mergi la capătul celălalt al piscinei, te învață să înnoți. Așa am învățat eu să înnot. Nu am avut profesor niciodată, că tot vorbim de înnot. Nu am avut niciun profesor niciodată. Pur și simplu eram la o piscină aici în Piatra Neamț, la un moment dat eram mai mic, eram în liceu, și un prieten m-a împins în apă. Eu aveam frică de apă, de apă adâncă, nu notam. M-a împins în apă și atunci m-am trezit în fața faptului împlinit, a trebuit să înnot. Așa a fost și cu mersul pe bicicletă. În viața mea toate s-au legat sau le-am învățat cumva din nevoia asta, din dorința de a face lucrurile respective, dar nu a fost ceva organizat. A venit pur și simplu. Nici aici nu ne-am prea organizat. Da, nu ne-am organizat. Totul a mers așa din... Da, pentru că ăsta e un podcast despre oameni, nu despre... Da. Tipare, ci este despre oameni. Despre oameni, pentru oameni. Asta este ideea lui. Am mai văzut ceva interesant în descrierea pe care ți-am făcut-o, în intro-ul pe care l-am făcut, și anume spune aici că tu spui că atunci când ești cu adevărat liber, când nu aparții niciunui loc, că reușești să te detașezi de absolut orice. Despre ce vrea să spună fraza asta? Asta e, la ce te referai când ai... Am avut o expoziție. Prima expoziție legată de porci, cea legată de porci, Istopia se numește. Și Istrate și Utopie. Tot căutări. Toate au fost căutări. Toată viața e o căutare. Pe urmă, când ajungi să nu mai ai căutări, încerci să te manifesti ca și observator.
observi pe ceilalți care caută. Acolo este legat de atopia, atopos, fără de loc. E vorba de detașare. Când te poți detașa, cred că lecția asta este cea mai importantă în viața unui om, cred. Nu trebuie să am și dreptate. Când poți să te detașezi, de fapt îl lași pe celălalt liber. Pe cel de lângă tine, din fața ta. Cel mai greu este să te detașezi față de propriul copil. Dar asta îmbracă o haină, poate fi interpretată și seamănă cu haina nepăsării. Pentru că lași să facă ceea ce simte el. Dar tu îl poți urmări. Dar e vorba de detașare, de a lăsa totul, de a nu depinde de nimic. Chiar mai înainte mi-ai spus tu cu acea cruciuliță, înainte de a începe noi, cu acea cruciuliță. Îți dai seama că pe care o ai de la Muntele Atos. Da, da, este o cruciuliță care a fost binecuvântată și a fost sfințită pe toate minunile de pe Atos, adică toate moaștele, acele minuni, de exemplu, una din ele este capul Sfântului Ioan Botezătorul, care este putrezit doar pe o parte. Pe cealaltă parte nu a putrezit, pielea încă este uscată acolo. Este urechea, este partea cu urechea la care i-a șoptit îngerul că vor veni probleme pe Atos. Și ai spus că dacă o scoți? Dacă o scot, atrag oameni răi. Oameni, nu neapărat oameni răi, oameni care îmi vor răul, care, nu știu, vin, vorbesc urât sau vorbesc mai arțăgos sau mă mint sau caută să mă păcălească într-o formă sau alta. Și asta este pentru mine... Un fel de protecție. Da, este pentru mine protecția mea. Protecția spirituală, deși nu doar în asta se rezumă protecția spirituală. Ci este vorba de mindset-ul pe care ți-l formezi în direcția asta. Despre asta e vorba. Atașamentul este același lucru. Tu ești atașat de ea. Exact. În momentul în care o scoți, ai un gol. Da. Ai un gol. Te simți neprotejat. Exact. Când ai această simțire, apar și cei care te vor ataca. Îi atragi. Corect. Tu îi atragi. Da, corect. Pentru că ai dat un sens acestei cruci, acestui lănțișor. Asam, lănțișor. Da. Din lemn, că mi l-ai așa arătat. Ei, așa este și în viață. Când ești detașat de toate lucrurile materiale, de toate lucrurile, ajungi să te detașezi și de acele spirituale, pentru că atunci divinitatea nu mai există acolo, în acel lănțișor. Că tu de asta o porți, pentru că are o anumită încărcătură. Da. Pentru că atunci ești tu, în tine, una cu divinitatea. Nu mai are sens să te protejezi, pentru că ești tu cu tine. Deja. Da. Ești adică protejat. Tu te vezi în ceilalți oameni, la un fond suntem una cu toți. Și când ajungi la această trăire, chiar simți asta. Și atunci devii observatorul de care spuneai. Nu? Da. În viață. Devii și întâi creator, începi să creezi, începi să te joci cu fel de fel de trăiri și creezi ceea ce gândești, după care devii observator. A nu aparține niciun loc înseamnă a nu avea nimic în posesie, de a nu avea nevoie de nimic. Într-un film am văzut asta, când nu mai știu cum e, nu mai știu care e filmul, dar îi spunea că îți doresc, le spunea oamenilor, trebuie să-mi amintesc eu, că vă doresc ca într-o dimineață să vă treziți, să nu vă mai doriți nimic. Adică atunci chiar ai tot. Și atunci crezi că în momentul ăla atingi cumva acea fericire? De fapt, crezi în fericire și poți ca în momentul ăla să o atingi? O, aici e mai mult de vorbit despre legat de fericire și despre putem face altul. Dacă... Și mai invităm pe cineva. Că așa, când discutăm în doi, parcă e prea direcționat. Când suntem trei, se poate face și în trei? Da, sigur. Asta e interesant. Da, să facem în trei, să putem discuta și despre ce e fericirea. Uite, acum îi anunțăm așa, dăm puțin din casă, că o să mai fie niște podcasturi în care o să mai fii invitat, dar o să fii și aici, în locul meu, să îi provoști la discuție pe alți oameni care au niște povești interesante de viață. Revenind la
subiectul nostru, vreau să te întreb, că tot am dat-o în zona asta de spiritualitate. Crezi în faptul că este vorba aia celebră, pe care toți oamenii o știu și cu siguranță cred că s-au gândit la lucrul ăsta, și anume, atunci când îți dorești ceva, universul complotează pentru a reuși acel, în acel sens. Crezi în asta? Poate fi și așa. Poate fi și așa. Da, poate fi și așa. Pentru că mai devreme ai spus că ceea ce ne proiectăm în minte, atragem. Păi despre asta e vorba. Asta dacă e vorba. Îți proiectezi asta, atunci se manifestă așa. Dacă crezi în, în iad, rai, se manifestă așa. Dacă tu crezi că în nirvana mai revii pe pământ vreodată, adică în vieți, se poate manifesta se poate așa. Întâmpla. Asta din cauza, pot să cred asta, din cauza că sunt detașat de, de toate, să le spunem, nu povești. Să le... De toate conceptele. De toate conceptele. Și cum a fost călătoria asta până la a fi detașat? Pentru că mă gândesc că nu ai avut întotdeauna... Ca o rețetă, așa? Nu neapărat ca o rețetă. Cum a fost călătoria? Toate călătorile sunt frumoase. Încă mai călătoresc. Stai un pic. Încă mai călătoresc și... îmi dăruiesc în viața aceasta experiențe foarte frumoase. Chiar cele urâte sunt foarte frumoase. Alea te învață lucruri. Alea, da, alea te formează, te gândesc, te pun în diferite situații încă, din care tu mereu ai ceva de câștigat. La început am pomenit de o expoziție în care tu ai avut un demers artistic mai neobișnuit în ochii multora, și anume ai dat o lucrare porcilor. Cred că cei care ne privesc, care vrea să afle mai multe despre asta, poate sunt dintre ei care știu deja despre acea expoziție, dar poate sunt unii care nu știu și nu știu, poți să ne dai așa niște povești din interiorul acestui proiect? Adică cum ți-a venit ideea, care a fost scopul? Acolo am lucrat cu un grup de prieteni. Și totul a venit, a curs, a avut ca un fel de continuitate a trăirilor mele la început, după care am început să cunosc oameni care rezonau cu mine, și o amintesc pe Roxana Pricop, care m-a ajutat mult, m-a ajutat cu oamenii, cu tot, a fost PR-ul meu în acea perioadă, PR-ul meu, prietenă și PR totodată. Am găsit o fermă de porci după multe căutări, pentru că nu ai voie să intri într-o fermă de porci decât îmbrăcat în echipament. Pentru prima oară m-am îmbrăcat și în echipament când se au îmbrăcat doctorii acum în pandemie. Nici nu știam că există așa ceva. Și am dat o lucrare porcilor. Una dintre lucrările bune, am agățat-o într-un staul și mă gândeam acum să dau cu, să o ung cu ceva, cu să o atace, să o poată mușca porci. Am agățat-o în așa fel încât să poată ajunge la ea. Dar sunt niște ființe extraordinar de curioase. N-a fost nevoie să fac absolut nimic, pentru că au și început să o muște, să o, au dat-o jos, să se poate vedea într-o filmare asta pe Istopia. De fapt, tot conceptul acestei expoziții a fost legat despre... A pornit de la Duchamp, la Marcel Duchamp, care în 29 spune că arta a murit și că orice obiect de artă adus într-o galerie devine obiect de artă. Nimic mai adevărat. Perfect. Deci, dacă are arta nu are utilitate. Dacă are utilitate, este obiect de design, iese din obiectul de artă. Și am zis eu atunci, în perioada aceea, că hai să cumva ca o replică la el, pentru că nu l-am înțeles prea bine. Deci totul a plecat pentru că nu l-am înțeles pe Duchamp. Și am spus că orice obiect de artă dus oriunde, rămâne obiect de artă. După care îl poți băga într-o galerie. Așa am făcut. Am dat lucrarea porcilor, au atacat-o, au rupt-o, după care am salvat-o, am îmbrăcat-o într-o folie, ca să nu miroase, pentru că mirosea, era și ruptă tot. Acum este undeva la un colecționar din Statele Unite. Nu, e în București.
Da, e în București, nu e la, e la un colecționar din București. A vrut un american să o cumpere și până la urmă a ajuns la altcineva. Iar expoziția în sine, cea mare, cu peste 100, nu, peste 40 de lucrări, a fost în FNC, în fabrica de nutrițuri concentrate. Am găsit un loc extraordinar, ca și cum ai fi într-o zonă industrială și auzeau toate zgomotele, cum spuneai și tu atunci, păsări care veneau să se hrăneau acolo. Iar la expoziție au venit peste 100 de oameni. Oh. Peste 100 de oameni și era dificil de ajuns la acea fermă. Eu m-am gândit să le pun la dispoziție două microbuze și când acolo au venit foarte, foarte mulți oameni. Am avut un dress code în care oamenii au venit îmbrăcați elegant la papion, dar obligația a fost să aibă cizme de cauciuc în picioare. Contrastul acesta dintre elegant, dintre artă și murdărie și această experiență de a sta cu picioarele în glod. Această expoziție am dus-o urmă în București, la Westgate. Acolo am creat o galerie, la Westgate. Și a urmat Atopia la Galateca. Galateca. După care am început să nu mai fac expoziții în galerie. De ce? Am găsit o altă formă de a mă expune. Asta e foarte interesant. Noi, de când ne-am cunoscut, știi prea bine că am început motorașele să meargă în altă direcție. Bineînțeles. După faptul că am expus în galerii și am găsit o altă modalitate, a fost la diferite seri culturale, în grădini private, unde au fost invitați colecționari, unde au fost... Deci nu mai e acel fel de a expune în galerii rece, cu simeze, cu tot. Nu, sunt șevalete puse în zona de trabuc, unde se fumează trabuc, unde lumea este distinsă, unde lumea are timp să se uite. Sunt oameni care nu ți intră în galerii, colecționari de artă care nu intră în galerii. La ei ajung doar dealere de artă și le oferă o anumită gamă de picturi de... și ei aleg. Ei, la aceste petreceri, rețeta pe care am găsit-o este aceasta, de a expune, de a te duce tu în calea lor. Foarte interesant. Asta... Nu-i de a îi aștepta în galerie. Asta înseamnă că ai dat cumva o notă personală așa, în a-ți expune arta. Pentru că nu știu câți... Nu, probabil, sigur este. Găselnița asta e mult mai veche. Cred că o fac deja francezi, o fac... Nu e a mea. Nu mi-o atribui mie, nu... Uite, și eu, dacă recunosc, nu am fost în foarte multe galerii de artă, nu sunt un mare colecționar, mă mulțumesc așa cu lucruri mici, de la artiști mai mult sau mai puțin cunoscuți, însă în galerii de artă nu prea merg, pentru că, așa cum ai spus tu, eu sunt omul simțurilor și atmosfera rece de acolo nu transmite prea mult. Pe când, cum ai povestit, într-un cer restrâns, într-o grădină, cu oameni care respiră artă, care gândesc artă, care vorbesc despre artă, cu siguranță, dacă ajungi în acel loc în care desfășurați o astfel de expoziție, nu ai cum să nu simți întru totul cam ce a vrut artistul să transmită prin lucrările lui. Pentru că, uite, la un moment dat la facultate, la mine, eu am făcut fotografie, partea de fotografie și videografie. Mi-a spus un profesor la un moment dat, i-am arătat niște poze pe care le făcusem și mi-a spus că eu nu sunt artist, pentru că am așa puțin spirit comercial spre kitsch. Și atunci l-am provocat la o discuție și am spus, ok, înțeleg punctul ăsta de vedere, dar vreau să înțeleg mai bine de ce nu sunt artist, pentru că uite, luăm fotografia asta, o arătăm întregii grupe și vedem ce strânește, ce emoții strânește. Era o fotografie cu doi domni, un el și oia, la o trecere de pietoni în București. Pe partea lor era foarte liber, pe partea cealaltă era o mare, întreagă zarvă, cu foarte mulți copii, tineri, mult, era aglomerat și cumva erau, eu am văzut-o așa, ca un moment înainte de intrarea în furtună, să zic așa.
pentru mine transmitea imaginea respectivă, din niște dinaintea furtunii. Mm-hmm. Pentru că traversai strada și venea tot bulucul ăla de oameni peste tine și atunci ei fiind foarte romantici, foarte bine îmbrăcați amândoi, era clar că veneau de la o întâlnire, intrau în acel tumult de urlete, țipete, dar nu se aude în fotografie clar, da, zgomotul, dar se vedea. Și atunci cam mai mult de jumătate din grupa de la Facultatea de Arte, din grupa din care făceam și eu parte, au simțit, au retrăit același lucru. Și l-am întrebat pe profesorul meu. I-a spus, ok, încă nu sunt un artist complet, dar faptul că fotografia mea, demersul meu artistic, a transmis ceea ce era acolo, ceea ce se întâmpla acolo și ceea ce am vrut și eu să transmit prin încadrarea pe care am ales-o, prin felul în care cădea lumina și am ales să încadrez unghiul respectiv, să vină lumina, să transmită tot ce aveam eu nevoie să transmit, eu cred că este artă, pentru că am făcut niște oameni să simtă ce am vrut eu să simt, să simtă ei. Tu ce părere ai despre asta? Cum ești profesor sau contra ceea ce a spus el, în sensul că ce înseamnă arta pentru tine? Oh. O întrebare grea. Nu, răspunsul e mai... Ar trebui să fie mai... într-o emisiune. Așa, și n-aș fi eu în măsură. Sunt atâți artiști care ar putea să teoretizeze legat de artă și critici de artă. Eu ca artist, eu doar trăiesc din artă. Și asta îmi ocupă mult timp. Sunt atent. Sunt nesigur. Cercetez foarte mult. Am început să îmi găsesc cumva maturitatea în direcția mea. Simt asta. Adică acum nu fac o expoziție de dragul expoziției sau o manifestare artistică de dragul unei manifestări. Vreau să transmit mie și apoi lumii că sunt o părticică din întregul acesta care e lumea în momentul ăsta de față. Vreau că sunt contemporan cu aceste vremuri. Lumea uită că noi trăim în trecut. Mereu ne e atât de ușor să ne aducem în minte, să ne protejăm trecutul și uităm de prezent. În acest oraș ar trebui marcată trăirea artistului în această perioadă. Da, uite, asta are legătură, crezi că are legătură și cu, tot vorbeam mai devreme, de mindset, de mindsetul oamenilor pe care și-l formează oamenii. O să deviez un pic de la artă, din nou la partea spirituală, dar o să fac o mică paranteză. Okay. Crezi că are legătură faptul că oamenii aleg să trăiască în trecut și în viitor și nu aleg prezentul pentru faptul că sunt nefericiți și poate de asta în acest oraș nu există o artă conceptuală, contemporană, ci există tot stilul acela vechi de artă? Poate cumva consider că schimbarea în zona de artă ar fi să iasă oamenii din zona lor de confort și oamenii, artiștii, să iasă din zona lor de confort și să riște, să experimenteze și altă artă? Alt gen? Mai actual, mai conceptual, mai contemporan? Nu la asta mă referam. Nu la genul acesta de conflict ale emoțiilor din trecut, prezent și viitor. Nu, cei care aleg să trăiască în trecut atunci sunt legați de tradiții, sunt ancorați în tradiție, le păzesc, le protejează de parcă ele ar cumva s-ar putea distruge. Nu. Cei care sunt legați de istorie și studiază istoria, acum au avut cumva surpriza de câțiva ani să apară Lucian Boia, să demitizeze tot ce au învățat ei. Și cumva asta mă bucură, pentru că atunci când ești sigur de ceva, și asta o să vezi tu mai încolo, la mulți oameni, cei care afirmă cu siguranță
că așa a fost sau așa s-a întâmplat sau așa este, asta este calea, pe aici trebuie să mergi, ăsta este adevărul, fugi de el. Ăla nu face decât să rămână prizonierul unui concept creat de alții înaintea lui sau chiar de el însuși și să rămână prizonierul acelui segment. Dacă tu vrei cumva să te cunoști pe tine, să mergi mai departe, să experimentezi noi culmi, noi căi, să nu ai granițe. De asta spuneam atopia, fără de loc. Atunci nu mai ai granițe, pentru că tu, spunând că aparții unui loc, tu de fapt te limitezi și trăiești acolo, nu neapărat fizic și circul, dar ești conceptual un om prizonerat. Arta nu are aceste granițe. Arta este unul dintre ambasadorii cei mai de preț și cei mai importanți, ca și sportul, ca și cei din sport. Vezi? Pot să afirm că tot ce am discutat noi în această seară poate e greșit. Adică nu sunt sigur de tot ce am spus eu. Știi că, apropo de cel care spunea că legat de minte, că mintea poate fi păcălită, atunci când trăiești în trecut și începi să povestești din trecut, prima oară când povestești, adaugi ceva. Ceva ce ai vrea să se fi întâmplat atunci. Bravo. Așa este. A doua oară când povestești, ajungi la 30%. A treia oară, a patra oară, vă gândiți de câte ori povestiți de-a lungul timpului, ajuns să se schimbe în proporție de 70-80%. De aceea, tot ce am povestit noi în această seară despre mine, poate să nu fie adevărat. Asta o să aflăm. Te mai invităm la alte episoade din podcast și o să povestim același lucru și o să vedem în ce măsură a fost sau nu adevărat în seara asta. Da. Acum noi ne apropiem de final, o să mai fie podcast-uri cu Ciprian Istrate, cu tine, pentru că din câte văd nu ne ajunge un podcast ca să vorbim despre tot ce am avea de vorbit și cred că asta ține foarte mult de conexiunea pe care o creează oamenii între ei. Cumva eu cred că are legătură și cu zona artistică, pentru că atunci când mergi într-un muzeu, într-o galerie de artă, creezi o conexiune cu tabloul sau cu opera de artă pe care o privești și ea îți transmite ceva. Da, așa este, îți transmite ceva, dar să știi, acel tablou, dacă nu există privitor, nu are sens. Așa, deci cum privitorii dau sens artiștilor. Uite, eu am o chestie legată de privitor și de dat sens. Nu știu dacă are legătură cu ce am vorbit noi acum, dar eu am un obicei. Când merg în orașe noi, în locuri noi, îmi place să găsesc cel mai înalt punct din zona respectivă, să merg acolo, noaptea de obicei sau la apus, și să privesc orașul sau localitatea ce e acolo și să privesc luminițele. Să fac și fotografii. Să fac fotografii. De cele mai multe ori uit aparatul acasă, pentru că în acele momente prefer să fiu eu cu mine, să mă inspir, să-mi găsesc creativitatea în momentele alea, liniște, în liniștea aia de acolo. Și uite, legat de privitor, privesc aceste lumini din ale orașului, de la înălțime, și îmi imaginez câte o poveste pentru fiecare bec. Din fiecare casă. Cred că cam așa este și cu arta. Mergi într-o galerie de artă și privești un tablou. Ai acolo o notă despre tablou respectiv, cine l-a făcut, care a fost ideea din spate, așa pe scurt. Dar cred că poți să-ți creezi o percepție personală asupra tabloului și cred că fiecare privitor, cred că dacă ai sta, nu știu, în viziunea mea, dacă ai sta la discuții cu fiecare om care intră într-o galerie de artă, atunci când îți expui o lucrare, cred că aici poți să mă contrazici, ar putea să-ți dea, nu știu, să-ți provoace creativitatea să creezi pe baza poveștilor lor, plecând de la un anumit tablou. Nu știu. Atunci ar trebui să fiu prizonierul unor stereotipuri. Da. Și atunci vorbim din nou de atașamentul ăla de care vorbeam mai devreme. Exact.
Am înțeles. Dar hai să povestim. Doar îi anunțăm pe privitorii noștri și pe cei care... Să sperăm că sunt încă aici cu noi. Că noi doi împreună vom, eu așa sper, vom bulversa lumea galeriilor. Asta da. Un nou concept de galerie. N-o să le spunem prea mult acum. O să prezentăm aici pe Gravity Podcast. O să vorbim despre asta la momentul respectiv, dar pregătim o galerie altfel. Așa cum ai spus tu, că ai găsit un alt mod de a-ți expune lucrările. La unul dintre acele moduri o să fiu și eu părtaș. Da. Adică n-a fost în România, din ce știu eu, nu a fost... Nu a fost un astfel de eveniment, să-i spunem, da. Dar cred că nici în lume nu s-a gândit nimeni până acum, nu? Poate suntem noi primii care se gândesc din lume, cine știe. O să aflăm asta după ce o să lansăm proiectul. Ideea este că, cel mai bine așa. Uite, tot aducând în discuție acest proiect al nostru, mai am două chestii pe care aș vrea să le discutăm. Una dintre ele este următoarea, legată de ce ai spus tu cu ce urmează să facem noi proiectul nostru. Crezi că în lumea artei, vorba asta, nimic nu este întâmplător, are valoare? În sensul că, uite, noi doi ne-am întâlnit întâmplător, într-o conjunctură. De la acea întâlnire au plecat niște proiecte și niște idei. Și asta este confirmarea că doi oameni niciodată nu se întâlnesc din pură întâmplare, ci cu un scop, fie să se învețe lecții, fie să se ghideze unul pe altul într-o direcție. În artă cum este? Cred că la fel. Dar eu cumva pot să spun că nimic nu e întâmplător. Cred că oamenii se întâlnesc datorită vibrațiilor lor. Și dacă unii stau la bere și discută și fac tot felul, atunci au anumite vibrații și se întâlnesc. Cei din artă se întâlnesc cu cei din artă, cei din fotografie se întâlnesc cu cei din fotografie. Când se întâlnesc doi care vibrează la fel din diferite domenii, atunci se întâmplă ceva. Atunci se creează artă. Atunci se creează viață. Foarte frumos spus. Și ultimul lucru pe care vreau să-l vorbesc cu tine este... Ultimul lucru de astăzi pe care vreau să-l vorbesc cu tine este un citat al tău preluat dintr-o publicație în care ai spus așa: fiecare operă are o poveste în spate, vă dați seama. Veți observa că unele chiar deranjează, incită. Am încheiat ghilimele. Banal. Acum e banal ce am spus atunci. De așa ce? Este. Da, pur și simplu așa este, nu mai e un citat. De când este afirmația asta? Nu știu, îți mai aduce aminte când ai spus-o și în ce context? Ca să-mi dau seama de ce spui că acum este banal. Cred că acum 5 ani, într-o 4-5 ani. Ori atunci când am dat interviul la Forbes, ori la Radio Cultural. Înțeles. Dar atunci mi se părea extraordinar. Vezi? Nu trăiești chestiile astea? Adică ba da. Odată, chiar acum, din ce în ce, ce am spus ieri, mi se pare... Câteodată banal. Da. Și mi se pare genial. La început se pare genial. Și după aia vezi că au spus-o alții înaintea ta. De atâtea ori. În multe forme. Da. Da, important e să trăim frumos. Știi cum? Atunci când reușești să-ți... Nu stăpânești, ca stăpâni iar înseamnă un control. De a identifica eu-ul tău, care vrea mereu să iasă la suprafață. Mereu eu. Eu, și mai ales în artă, acest eu este cu atât mai puternic cu cât te vrei mai special. Când îl reușești să-l potolești, să-l stăpânești, să vezi că este doar un instrument. Eu-ul mă refer la ego. Da. Este doar un instrument pe care îl folosești atunci când întâlnești oameni cu ego. Spui, stai așa, da. Deci vorbești din ego? Da. Scot și eu ego, că l-am. Și atunci poți comunica. Dar nu sunt discuții de la inimă la inimă. Sunt doar discuții intelectuale. Sunt discuții care a acumulat mai mult, care își aduce aminte mai mult, mai bine. Și ca niște sertărașe.
chiar am un prieten foarte bun, mereu mi-a spus, tu ai sertrașe foarte multe și când vorbesc cu tine, tu spui, pang, am scos, a, și mi-aduce o replică. Băi, da, sertrașul ăla nu e al tău. Te-ai pus doar informația altuia acolo și atunci, cum să spun, îl vezi că e un pic robotizat. Dar are o frumusețe și el. Fiecare om are frumusețea în felul lui, nu? Da. Sunt trăiri. Sunt feluri și feluri de oameni care aleg să trăiască unii adevărate drame, alții aleg să trăiască frumos. Și atunci se întâlnesc oameni, oameni, oameni. Ciprian, uite că am ajuns la finalul acestui podcast, cum am spus, episodul 2 de Gravity Podcast, episodul 1 cu Ciprian Istrate. Eu zic să închinăm un pahar de vin în cinstea tot ce am vorbit aici. Au fost lucruri care pe mine m-au inspirat în multe privințe. Au fost lucruri care, cu siguranță, pe oameni care ne privesc, o să-i pună pe gânduri. Și până data viitoare... Îmi pare rău că vă pune pe gânduri. Eu cred că este constructiv. Până data viitoare, eu zic să le spunem o dată oamenilor să dea subscribe, să urmărească Gravity Podcast, să fie atenți la ce povești facem noi aici la Gravity Hub în Piatra Neamț, pentru că este un proiect care va lua amploare. Este un proiect mic acum, dar care va crește în timp. Și eu zic că e păcat să pierdeți vreun episod în cinstea lor.